Bună, mă numesc Grațiela, am 20 de ani și în acest video aș dori să vă spun câteva cuvinte despre bullying. Nu este un subiect tocmai plăcut pentru a împărtăși păreri legate despre asta, dar îmi voi face curaj. Și o să încep cu definiția acestui cuvânt pe scurt. Bullying-ul, din punctul meu de vedere, reprezintă o formă de abuz emoțional și fizic, după cum este tradus și în limba engleză, anume intimidare. Poate fi de trei feluri: intenționat, repetat sau dezechilibru de forțe. Și ca un exemplu din viața mea personală în care mă regăsesc ar fi în perioada gimnaziului, când eu eram forțată în mod verbal să mă exprim sau să fac anumite lucruri, cum ar fi făcut teme, oferi bani sau picturi pentru ceilalți colegi ca să mă pot integra într-un grup, sau chiar ajuns să fiu văzută altfel din perioada liceului, să practic chiar opusul. Adică eu împreună cu colegii mei să abuzăm fizic pe cei din clasele mai mici, poate chiar boboci din clasa noua. Și realizând că ar fi o modalitate de a-mi revanșa trăirile mele din trecut. Tind să cred că felul cum alții ne tratează pe noi ne face să ne răzbunăm emoțiile pe ceilalți într-un mod spontan, sau chiar cei care trec prin asta ar trebui să nu se lase intimidați în aceste momente și să fie puternici, pentru că unii rămân chiar marcați, dar conștienți că doar de ei depinde schimbările pe care o vor face. Aveți mai multă încredere în voi și sigur veți reuși. Încercați să nu să mai lăsa, să vă lăsați ușor de influențat, să nu încercați să-i tratați pe ceilalți la fel cum ați fost și voi tratați de alte persoane, și mulțumesc pentru vizionare.